Eu, de exemplu, când m-am transferat, am dat bani de la mine ca să pot să mă transfer. Tu Asta vorbești nu serios? știe nimeni. De la, când ai plecat de la Dinamo, ai dat bani de la tine? Am dat bani din contractul meu ca să pot să mă. Adică nu erai plătit la zi și ai renunțat la banii aia, că așa se făcea. Nu, alta este discuția. Am dat bani din viitorul contract. Dar asta este o altă discuție Cui ai care, dat din bani? nou, Poți să vreau te întreb să. cui ai dat banii ăștia? Cum se face în ziua de astăzi, da? Trecem peste, nu vreau să mai dezgrupăm acum amintirea. Adică asta este ideea, pentru că eu îmi doream așa de mult Interesant. să îmi doream așa de mult să plec, încât aș fi acceptat orice, pentru că atunci când eu m-am transferat, oferta venise de la un alt club. Oferta venise de la Spartak, din ce mi s-a Așa. zis mie prima oară. Iar după aceea m-am trezit și aveam un contract stabilit și după aceea m-am trezit cu oferta de la Dinamo Moscova. Și aici povestea este mult mai amplă. Eram în cantonament în Turcia, nu se înțelegeau la TVA, cine să-l plătească. Da. Ei ofereau 3 milioane Dinamo Moscova pentru că ăștia erau banii, după aceea au aflat că trebuie să mai plătească și TVA-ul. Nu știu exact cât a fost, dar a Da. ajuns pe la 3 milioane și Ok. 500 sau poate și mai mult. Contractul meu a fost unul, după aceea s-au mai schimbat din datele Au problemei. mai scăzut sumele. Au mai scăzut sumele, de Ca asta să... am zis că am și dat bani de la mine doar pentru că îmi doream foarte mult să nu să plec, să realizez acest pas și să pot să plec în sănătate, să văd și eu cum este și să ajung la vorba lui Bogdan Lobonț când îmi spunea: stai liniștit, Ropo, că o să ajungi să câștigi foarte mulți bani, nu o să poți tu să-i Numeri. numeri tu, fii cu capul pe umeri și fă-ți treaba și ai să vezi că o să vină momentul. La asta mai vedeam pe Lobonț, venea cu fel și fel de ceasuri, laptopuri, mașini. Da. Câștigau bani la momentul ăla și câștigau bani în România, nu câștigăm și 700 de mii de euro, înțeleg că nu. avea Lobonț per total, așa, la Dinamo. Asta era suma vehiculată. Și gândește-te că banii ăștia s-au câștigat în România, nu erau Da, câștigați în sănătate și pentru exact. România Da, erau da. ceva ce mulți nu visează să câștige în străinătate în momentul de față. Și asta a fost ca și o mică paranteză. Și de asta jucătorii români acum ei, vă dați seama, nu mai visează pe termen scurt, nu mai visează pe termen lung, pentru că viața îți oferă ceva. Dacă tu nu știi să ții cu dinții de această șansă, e posibil să nu te implici și să nu reziști acolo, pentru că nimeni nu te ține în puf în momentul de față sau să fie atât de mult dorit încât să poți să faci greșeli sau să nu dai randament și să stai acolo 10 ani de zile. Credeți că Radu Ștefan, dacă nu dădea randament și nu se impunea acolo, mai stătea el cât a stat și să devină o legendă pentru Lazio? Nu Niciodată. cred.